Prefectul județului Hunedoara, Călin Petru Marian, a convocat ieri o întâlnire de lucru având ca tematică analizarea situației create ca urmare a implementării noului contract privind prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 3 Centru. Potrivit jurnaliștilor Cotidianului Servus Hunedoara, la masa discuțiilor au fost prezenți primarii unităților administrativ-teritoriale vizate, reprezentanții ADI-DŞ-uri și cei ai noului operator de salubritate, SC Supercomesa, și cei doi subprefecții județului. Prefectul județului consideră că atât primarii cât și locuitorii județului Hunedoara trebuie să fie corect informați asupra modalității de prestare, precum și a modalității de colectare a taxelor aferente acestui serviciu, deosebit de important pentru comunitățile locale. Acesta își dorește o comunicare transparentă, deschisă, pentru a clarifica detaliile tehnice și legislative care au stârnit numeroase neînțelegeri în ultimele zile. Prefectul spune că i-a chemat la masa discuțiilor și pe reprezentanții ADI-DŞ-uri și pe cei ai noii firme de salubrizare pentru a răspunde în mod direct la neclaritățile survenite până acum din partea primarilor.